Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la noua ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi lumea vorbește cu Florin Chețe, vicepreședinte al Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România. Bună ziua, domnule Florin Chețe, că v-ați făcut timp să veniți la Capital TV Deva pentru a ne arăta și ne mai spune și care este situația la Poșta Română și, sigur, implicit lucrătorii din această instituție. Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorul noastră. Mă bucur că primit invitația, sunt onorat să particip la emisiunea noastră și sper că în urma discuțiilor ce le vom purta astăzi să clarificăm oarecum sau să facem să se facă puțină lumină în ceea ce privește activitatea și organizarea și funcționarea acestei companii naționale, care este una dintre cele mai importante în momentul de față din România. Și problemele care le are această instituție. Problemele pe care aceasta, sigur că da. Mai ales că în ultimii 2 ani, să spunem, problemele s-au agravat, situația s-a agravat și reacția lucrătorilor și, bineînțeles, a sindicatului din această instituție a fost destul de contundentă, ca să spun așa, la nivel de viață cotidiană pentru toți, în sensul că ați ieșit în stradă, ați făcut tot felul de forme de protest. Contundent în ghilimele, nu, sigur, nu, da. Lovituri și modul, cu alte... Modul bun al cuvântului. Așa, corect, da. Bine, în momentul acesta, ca să pornim dintr-un anumit punct, lucrurile s-au mai schimbat, dar nu cum trebuie. Da, vom ajunge spre finalul emisiunii să aflăm cum s-au schimbat lucrurile la Poșta Română și de ce nu s-a găsit o rezolvare fericită pentru ca cele două părți, conducerea și sindicatul, să cadă de acord asupra unei înțelegeri convenabile și avantajoase pentru voi. Bun, o să pornim de prin 2013, da? Când deja lucrurile au început să fie vizibile și ați devenit vocali, ca să pot să spun așa, pentru că a fost o situație care a dus la această atitudine, s-a ajuns la acea situație prin care se dorea disponibilizarea 4.000 de persoane, da? Cam de atunci a pornit, nu? Sigur, noi vocali suntem mai de mult și în 2011 am fost vocal când am mai avut loc o mică disponibilizare și era o altă conducere și în 2012 am fost vocal când s-au modificat s-au făcut niște modificări la codul muncii, am fost vocal totdeauna, doar că în momentul 2013, mai exact în vara lui 2013, în aprilie, mai 2013, această vocalitate a noastră sau acest exces de vocalitate a nostru a fost unul foarte bine întemeiat. Noua conducere fusese instalată în anul 2012, în vara 2012. Am considerat că este bine și este ok și este normal să le lăsăm un timp de acomodare, un timp în care să intre și în contact cu alte țări din poștă, exact, da. Un fel de luna de miere care a durat un an de zile. Timp în care nu s-a întâmplat, din păcate, nimic bun. Și atunci am decis că este momentul să intervenim, pentru că dacă nu am fi făcut-o, situația s-ar fi deteriorat din ce în ce mai tare. Din păcate, cu toate intervențiile noastre și cu tot ceea ce, toate evenimentele despre care vom vorbi în următoarele minute, și în momentul de față situația este la fel de tensionată și la fel de proastă sau la fel de rea ca și în momentul vara, mai-iunie 2013. Bun, dacă să vorbim despre ziua de astăzi, da? Ok, trebuie să trecem în revistă. Ce ați făcut până a ajunge în situația aceasta, ce s-a întâmplat de o parte și de cealaltă? Deci, vorbim de cele disponibilizarea celor 4.000 de oameni, da? În 2013 ați fost, da? Da. Așa, și lucrurile propuse s-au au venit pe o propunere, un fel de normare a volumului de muncă. De aici a pornit ideea, nu? Nu neapărat. Lucrurile cu disponibilizarea au venit din incapacitatea managementului conducerii de a ne asigura de muncă, de a ne asigura frontul de lucru sau prestații de care aveam nevoie pentru toți cei 32.000 de salariați câți eram la momentul respectiv. Datorită acestui fapt, sigur, prestațiile au început să scadă, au început să pierdă contracte, au început să plece clienții nemulțumiți de la noi, au început să pierdem piața din ce în ce mai mult pe anumite segmente care erau clar ale noastre de ani de zile și care, în mod normal, n-ar fi trebuit să avem niciun fel de probleme pe segmentele alea. Am repet, au început să apară probleme de genul ăsta, de pierdere de clienți de piață, și atunci era clar, era evident
evident că financiar nu se mai putea susține un așa număr de salarii și ceva trebuia făcut. Spre surprinderea noastră, cel ceva pe care managementul a considerat că este bine să-l facă a fost diminuarea cheltuielor cu forța de muncă, respectiv disponibilizarea unui număr de cifre avansate de inițial, era vreo 4.500-5.000 de posturi, iar la final, numai unor negocieri și una acelei normări despre care vorbeați înainte, s-a ajuns undeva la doar 3.700 de salarii. Spun, din păcate, oamenii ăștia trebuie să plece acasă pentru că cineva nu a fost în stare să le dea de lucru. Pentru că era foarte clar că în momentul în care am avut clienți care veneau cu, știu eu, sute de mii, poate milioane de scrisori pe lună să le distribuim noi, scrisorile alea reprezentând mare parte din ele facturi de utilități care trebuiau încasate la noi, fie de servicii de telefonie, fie de servicii de apă, de gaz, de curent, de ce știu ce alte tipuri de servicii, distribuiam scrisoarea respectivă și mai mult decât atât aveam posibilitatea să o și încasăm. Ceea ce ne asigura nouă poște, ne asigura cash flow necesar, adică nu mai trebuia să cumpărăm banii pentru achitări pensii, aveam oarecare parte din banii ăștia din aceste încasări. E un moment în care noi n-am fost capabili să decontăm sumele respectate conform contractelor încheiate cu acești parteneri, sigur că aceștia au plecat de la noi, au reziliat contractele și s-au îndreptat către alți operatori de servicii poștale cu care lucrează bine mersi și în zi de astăzi. Și toate astea au avut ca efect, este clar, scăderea veniturilor și automat era necesar o reducere de cheltuieli. Iar singura modalitate pe care managementul a găsit-o de a redresa, pot să folosesc semnul ghilimele pentru că oricum nu au redresat nimic, de a redresa situația economică a fost această disponibilizare. Din păcate... Am înțeles. E cea mai simplă măsură. Am văzut în România... Am de mâna oricărui mare manager. Da, exact. Tot așa în ghilimele. Da. Ca să lămurim un pic lucrurile, am înțeles povestea cu scrisurile. Ce servicii prestează poșta în acest moment? În momentul de față, poșta prestează serviciile așa numite tradiționale, adică corespondența de scrisori, care, din păcate, datorită evoluției tehnologice sau tehnologiei din ultimii ani, 10-15 ani, este din ce în ce mai mică. Toată lumea are SMS-uri, are telefoane, are calculatoare, are internet, deci piața asta este clar, este în cădere liberă și va continua să meargă în cădere. Este piața de scrisori. Mai prestăm niște servicii financiare, mandatele poștale, care sunt poștale online, mă rog, tot felul de sub ramuri ale acestor modalități de expediere de bani. Avem contract cu editurile pentru distribuirea abonamentelor la presă. Facem niște servicii financiare, făceam niște servicii financiare, încasam niște rate, încasam niște facturi pe contul anumitor bănci pentru anumite tipuri de prestații, facem transferuri de monetar în mod în intern și în internațional prin servicii gen Western Union sau Eurogiro sau altele asemănătoare. Curieratul pensiilor, da, încă mai facem achitarea la domiciliu a pensiilor pentru marea majoritate a pensionarilor din România. Încă mai facem pentru că, din păcate, se pune din ce în ce mai acut problema ca aceste pensii să plece de la noi și să meargă pe carduri bancare. Este opțional sau e o poveste? Deocamdată este opțional și pentru că se pune problema că foarte mulți oameni în vârstă se descurcă, din păcate au fost avansate niște discuții și spre surprinderea mea chiar primul ministru zicea la un moment dat că în urma acțiunilor noastre de protest din vara anului trecut, să nu avem impresia că pensiile vor rămâne la noi, că pensiile pot să meargă pe card. Deci ca un fel de așa foarte... Pe departe, da, un semnal de alarmă, stați cuminți că vă luăm pensiile și le dăm pe carduri și atunci pierdeți jumătate din salariații pe care aveți. Și eu zic atât. Așa, este adevărat. Este adevărat că se vor pierde foarte mulți salariați dacă s-ar întâmpla acest lucru. Cum să zic, problema sau posibilitatea ca acest lucru se întâmple. Este la urmă un firesc, pentru că trăim în 2014, totuși nu trăim la începutul secolului sau secolul trecut. Și este firesc ca fiecare om să aibă un bancar. Da, sigur că, așa cum spuneați la început, dacă managerii ar reuși să gândească și să creioneze un plan de dezvoltare, să pună altceva în loc.
E posibil? Păi ești pe la sectura pe care să aveți. Să pun altceva în loc sau să reau ideea unui manager mai vechi, eu nu vreau să fac nici reclamă, nici antireclamă vreunea sau altuia dintre ei, dar era un manager acum câțiva ani care avea o idee foarte bună. Dom'le, ce ar fi să emitem noi poștă niște carduri, pe cardurile respective să virăm banii pensionarilor și să le gestionăm noi. Deci noi să fim ca o unitate de tip bancar și să emitem noi aceste carduri, iar pensionarul să-și ruleze banii prin cardurile emise de noi, gestionate de noi și controlate de noi. Ar fi și asta soluția, dar nu știu de ce... Da. Da, nu am impresia că nu se vrea, nu știu. Nu, poate, nu pot să cred că cineva nu chiar poate să facă așa ceva. Mai e o poveste. Poate știu că a fost intenție de privatizare. De obicei, întreprinderile de stat înainte de privatizare se pun pe butuși ca să se poată cumpăra mai... Și asta este. Și din experiența celorlalte privatizări este foarte clar. Toate s-au dus în cap, s-au dus în jos și atunci dă un dolar, un euro și cumpără, nu știu, exact, patru combinate siderurgice. Sau... Poate și asta se urmărește, dar se poate și asta. Că fiind vorba de 30.000 de oameni... La un moment dat, noi am bănuit chiar și lucrul ăsta. Nu se poate. Ceea se întâmplă intenționat, cineva o duce acolo jos ca să poată vinde. Pe partea cealaltă, declarativ, administrația mi-a spus, domnule, este ca o mireasă care trebuie pregătită pentru privatizare, trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie... Păi cum să fie frumoasă? Când tu pierzi prestații, tu duci veniturile jos, tu dai oameni de afară, tu n-ai logistica necesară, tu n-ai mașină... Asta cu oameni de afară de obicei, înainte de privatizare, se face povestea asta. Înainte de privatizare, la noi s-a făcut foarte mulți ani înainte și în momentul în care nu se știa, nu era nimic clar de privatizare. Era doar așa un obiectiv al guvernului, nu știu care, un acord cu FMI-ul, că se va privatiza Poșta Română, erau niște termeni, nu au venit nimeni la termen, a fost așa mai mult o poveste privatizarea asta până acum. Acum s-ar părea că de data asta un operator poștal din Europa chiar a cumpărat acest caiet de sarcini de privatizare și... La privatizarea de acum, da. Da. Și am înțeles că... Nu, acum două luni, în iunie. Anul trecut a fost un eșec, un termen iunie 2014 și am înțeles că, știu sigur că un operator poștal cu tradiție în Europa ar fi cumpărat acest pachet caiet de sarcini. El are termen până, în octombrie, noiembrie, când să vină să-și depună oferta angajantă sau neangajantă. Atunci vom ști cu certitudine dacă da, este interesat și va veni să facă business pe sectorul de poștă din România sau nu, a fost doar o tentativă și au calculul lor, le-a spus că nu-i interesantă pentru ei. Și au făcut un audit și... Sigur au făcut. Sigur. Constată dacă da sau ba, dacă intră sau nu intră. Au luat auditul nostru și au făcut și auditul și compară cifrele și... Bun, deci am lămurit într-un fel povestea cu disponibilizările, da, și motivul lor, da, cât l-am lămurit, da? Da, pentru mine e foarte clar. Singurul motiv a fost scăderea cheltuielilor cu forța de muncă. Bun, după discuții sau, mă rog, perioada aceasta tensionată, deja ați început să ieșiți, da? Să fiți... Da. Bun, scuze, înainte de povestea cu ieșitul, cu meeting-urile care au fost, rămânem tot, ca să rămânim până la capăt. E vorba și de normă, dar e vorba și de nivelul salariului, să leagă una de alta, nu? Da, și ca să fiu corect, până la capăt trebuie să spun că această disponibilizare s-a făcut în urma unei activități de normare a activității și a volumului de trafic, volumului de muncă pe fiecare subunitate poștală în parte. Dacă la început administrația a avansat cifra de 4, 5.000, 6.000 chiar de salarii care ar urma să fie disponibilizați, în urma acestei acțiuni de normare am ajuns la o cifră mult mai mică, de 2.000, 3.000 aproape de salariați, 3.000 și ceva, pentru că am putut documenta și am putut justifica și am putut demonstra că în anumite locuri este încă necesară forță de muncă și este nevoie ca oamenii să lucreze acolo și este nevoie de ei acolo. Și atunci efectele acestei disponibilizări nu au fost acelea scontate de către administrație, adică diminuăm cu, nu știu, câte mii de salarii, cheltuielile cu salarii și atunci ne încadrăm într-un buget pe care l-am previzionat și noi demonstrăm, fiind management privat, demonstrăm că suntem capabili să conducem poșta și avem chiar și un mic profit. Nu a fost să fie așa, pentru că nu s-a ajuns la cifra care au spus-o inițial, cifra a fost mult mai mică și atunci, bineînțeles că și anul trecut s-a terminat pe pierdere din punct de vedere al profitului. Deci a fost un an rău și anul trecut pentru poștă. Problema nu era de disponibilizare. Eram conștient și noi și toată lumea că existau multe locuri de muncă unde există excedent de personal. De-aia am și acceptat-o, de-aia am și ne-am asumat-o ca organizație sindicală.
Problema era însă ce se întâmplă mai departe. Au plecat cei 2-3 mii de oameni. Ok. Aia însemna că din momentul ăla se trage linie și de acolo începem să facem business adevărat și începem să facem profit și începem ca să dăm de lucru oamenilor și oamenii ăștia să-și câștige banii și totul să se deruleze ca într-o societate comercială normală. Din păcate nu se întâmplă așa. Și vă spun ce înseamnă acest din păcate. Ceea ce am și cerut noi în momentul declanșării acțiunilor de protest la începutul verii lui 2013, am solicitat așa, aprovizionarea cu materiale necesare muncii. Au fost perioade luni de zile în care n-am avut chitanțiere în oficiile poștale. Vine omul la ghișeu de treia să-i dea o factură, o chitanță, îmi pare, nu vă pot dacă n-am pe CTA. N-am avut chitanțe, n-am avut facturi. Serviciul nu se încasa, probabil, nu? Se încasa și se făcea tot felul de formalități, tot felul de jmecherii, tot felul de chestii de-astea mai adiacente ca să poți să faci acel serviciu. Și au fost situații în care efectiv nu s-a putut face serviciu pentru că n-am avut materiale necesare. Nu avem o structură, o tehnică de calcul, o structură, o rețea pusă la punct. Încă mai sunt calculatoare de gen 4-6 sau cum se cheamă la 4-2 sau da. Încă mai lucrăm pe astfel de calculatoare. Dar era fericit la vremea respectivă că existau asemenea. Acum 15 ani era cea mai tare chestie. Da, sigur că fost acum 15 ani. Aici tehnica evoluează cam de 2 ori pe an. De 2 ori pe lună. Sau, mă rog. Da, exagerez un pic, dar nu poți să stai blocat pe alea. Avem imprimante cu ace. Dă-i drumul la imprimantă și face gălăgia de rigoare și durează 2 minute până ai scos omului o chitanță. Da, în primul rând, coada în primul rând aveți acest instrument. Încă mai avem. Văzut în mare mesele. Dar este un lucru bun, am renunțat la creionul cu indigo. Am renunțat. Este un progres. Acum râdem, dar chiar nu-i de răz. Astea erau problemele care ne dureau pe noi cel mai tare. Nu neapărat că salarii. Acum și salariile sunt mici, adevărat. Și salariile au rămas neschimbate de nu știu câți ani, nemajorate, nemișcate, nimic. Nu aia ne interesa în primul rând. În primul rând ne interesa că omul la care stă la ghișeu să-și poată face treaba pentru care acolo sau factorul poștal care merge pe teren să-și poată face treaba în condiții decente. Ați văzut factorii poștali cum umblă pe stradă? Tot felul de plase, cu tot felul de papornițe, cu tot felul de genți, cu tot felul de sigle, face reclamă la nu știu ce cosmetice, face, are câte 2-3 plase de rafie și o geantă de aia pe umăr și se duce pe jos cu hainele lui de acasă, fără uniformă, fără un încălțăminte adecvat, fără nici nu îndrăznesc să spun că fără o măsură de siguranță în condițiile în care transportă bancă. Acum, toată lumea așa din administrație zic, băi, să nu vorbiți nicăieri despre ce bani transportăm noi. Cum să nu vorbesc fratele meu când tot omul știe că poștașa duce pensia acasă? Că ăla nu face așa și vin banii, banii sunt la el. Deci e logic și simplu pentru toată lumea. Banii sunt în geantă poștașului. Foarte interesant că nu au fost sunt situații. Deci parcă se pare că se respectă. Se respectă așa, și, cum să zic? Să zic eu, situația în sine, lași un pensionar fără bani, mi se pare... Cel mai important element de siguranță al poștașului este buna credință și bunul simț și corectitudinea oamenilor. Pentru că ăla văd o grămadă de oameni în fața blocului, bă, vine poștașul. Clar, vine poștașul, nu se atinge nimeni, nu se apropie nimeni, ăla are siguranța că își poate da banii mai departe. Bun, sunt și situații în care nu vine poștașul, îl așteptăm și formalii, dar nu vorbim despre astea acum, că astea sunt câteva cazuri și sunt excepții. Sigur. Despre asta vorbim noi acum, nu vorbim despre altceva, vorbim despre mașinile alea care merg Daciile alea 1400-1300, nici nu mai știu câte sunt ele, care au sute de mii de kilometri, care curge tablă de pe ele, care poliția se întoarce în partea alaltă de rușine ca să nu ia la permisul că nu știu ce cauciucuri are. Deci vorbim de chestii de astea, vorbim de situația oficiilor poștale. Sigur ați intrat într-un oficiu poștal, ați văzut ce se întâmplă acolo, ați văzut cozele care sunt acolo, ați văzut mizeria care este acolo. Nu poți în anul 2014 să vii și să n-ai o femeie de serviciu într-un oficiu poștal ca, de exemplu, Hunedoara, că îl cunoaște amândoi foarte bine. Nu poți să-i cer omului ăluia să vină să-mi facă curățenie, să-mi spele, să mă tre în jurul oficiului, unde ar trebui cineva să aibă atribuțiuni în sensul ăsta. Ăla își face, sigur, la locul lui de muncă, la biroul lui, în masa lui, omul își face curată și întreține ce are dinți. Nu poți să-i cer, cum zicea un director de aia cu vreo 2 ani, păi, bă, deci așa la mine în firmă, când eu știam că îmi plec acasă, îmi las biroul, da mă, îți lași biroul tău și ăla își lasă biroul lui. Dar WC-urile pentru public cine le spală?
și holul unde vin oamenii cu noroi de afară și cu zăpadă și cu fleșcheală, cine le spală? Pereții din exterior unde scriu ea tot felul de chestii, cine îi curăță? Cutiile poștale alea din unde pune scrisorile care sunt rupte și unde aruncă petarde din ele, alea, cine le curăță? Deci sunt niște chestii, nu putem trăi așa. Asta ne numesc un mai sală. E și problema cu transportul în zonele rurale la un moment dat, nu? Sau deplasarea? Da. S-au făcut tot felul de calcule, tot felul de variante, tot felul de economii și cel mai îndemână a tuturor este așa cum spunea și noastră, tăiem 5.000 de oameni, am făcut economie fără salarii, e ok. Sau nu mai trimit mașina la, nu știu, la un exemplu, la Bolzeș, la Lunca Cepe, la Târsa, nu știu pe unde merge mașina de poștă. E adevărat, volumul prestațiilor poate că nu justifică kilometri și uzura mașinii și însoțitorului până acolo. Dar conform legislației europene și conform legislației UPU, Uniunii Poștale Universale, România este furnizor de serviciu universal, adică are obligația să asigure accesul fiecărui cetățean de pe teritoriul României la un punct de acces 5 zile pe săptămână de luni până vineri. Punct. Asta zice legislația europeană și directiva UPU. Ok. ANCOM-ul, autoritatea care reglementează serviciile poștale în România, poate da niște aprobări ca acest lucru să se desfășoare nu zilnic, ci odată la două sau odată la trei zile, în localități dintr-o are geografică deosebită, știu, în Delta Dunării, în Munții Apuseni, nu știu pe ce văi de alea uitate de lume și de Dumnezeu pe vârful munților. Aceste aprobări, din păcate, s-au generalizat. Și vă dau un exemplu, în județul Hunedoara sunt foarte multe astfel de localități unde este drum asfaltat până acolo și mașina poștei merge de două ori, pentru că acum ne-a dat o derogare să mergem de două ori și atunci ne-am economisit trei zile, nu mai mergem mașina acolo, nu mai cheltuim bani pe benzină și deși legea ne obligă să mergem în fiecare zi acolo. Din păcate, și asta este tot așa o găselniță a managementului și asta se extinde din ce în ce mai mult. Sunt la nivelul județului câteva localități. Vă dau un exemplu acum la Lunca Cernii. Pe toată zona comunei Lunca Cernii, unde este drum asfaltat. Vă știți cu toții. Acum până în gura bordului, până în limita cu cara. Și unde asfalt, se încheie. Și unde se gata județul Hunedoara și începe pădurea. Acolo toate localitățile alea, Lunca Cernii de Sus, Lunca Cernii de Jos, Meria, Negoiu, Fântâna, Ciumiță, Gura Bordului, Paltin, nu mai știu ce localități, că sunt deservite de un singur poștaș. Distanța în kilometri pe care acest poștaș ar trebui să o parcurg este de vreo 120-130 de kilometri zilnic. Cu? Sigur. Cu? Pe pedestru. Sigur că nu parcurge. Absolut, da. Sigur că nu are cum să parcurge. Ar fi absurd să credem că el chiar merge. Nu are cum. Fizic, nu poate să meargă. Și atunci, oamenii de acolo automat sunt frustrați de acest acces timp de 5 zile pe săptămână la serviciile poștale, pentru că nu, cum să aibă accesul la acolo? Poștașul nu merge la ei însă decât odată, când merge să le ducă pensiile, poate de două ori într-o lună, iar restul zilelor oamenii stau acolo izolați. Și nici, să zicem acum, curierii privați nu se duc pentru că nu interesează. Ei se duc. Se duc? Se duc, dar au un tarif de nu mai vrei să se ducă. Și normal. Adică vrei să-ți duci să Lunca Cernii, te costă... Da, asta, n-am crezut că se duc, dar la un tarif, interesul chiar nu vrei să se ducă acolo, la un tarif. Și e normal să fie așa. Corect. Asta am încercat și noi să obținem niște tarife de genul ăsta. Adică mă duc în oraș și îți distribui o scrisoare cu, nu știu, 1 leu, 2, 3, 5, nu știu câți lei. Da, lasă-mă să fac un tarif pentru zonele alea izolate, unde eu am niște costuri mult mai mari decât în oraș. Și atunci pe mine poștă să-ți duc o scrisoare la Cucamăcâie, mă costă de 10 ori mai mult ca în oraș. Ei, lasă-mă ca pe zonele alea să-mi fac un tarif pe care tot statul român, pentru că ești un stat și trebuie să asigură protecție socială cetățenilor tăi, să-l acoperi cumva, să găsești o modalitate de a-l subvenționa, nu știu, de a-l acoperi, adică nu să-l lași pe spatele meu companie națională, bă, tu ești obligat să te duci până la Lunca Cernii în fiecare zi, indiferent că ai o scrisoare sau ai 10, te duci până la Lunca Cernii, dar cu costurile care implică o deplasare de asta, în condițiile în care duc o scrisoare pe care am încasat 2 lei sau 1 lei sau nu știu câte. Bun, managerul, care, mă rog, nu mai e acum, ce specialitate a avut? Se pricepa la povestea asta? Că chiar nu trebuie să te pricepi la meseria. Domnul Zmeianu era inginer și avea ani lucrați la Rom Telecom, într-un județ de prin sudul Moldovei. Și asta cred că l-a calificat pentru conducere. Dar nu, asta e mai puțin important. Nici actualul manager nu este de specialitate. Nu, asta chiar nu are nicio relevanță, nicio importanță. Important ar fi ca acești oameni să chiar să facă actul managerial. Adică nu trebuie să fii tu specialist în poștă, să conduci poșta. Am priceput-o și e ok. Dar trebuie să fii un bun manager și trebuie să vrei să faci ceva.
Da, degeaba. Mi se pare că trebuie să știi și un pic cu ce se mănâncă povestea. Trebuie să știi, în mare, pentru că tu ai niște șefi de servicii, niște directori pe anumite direcții operaționale pe care poți să-i consulți și de la care, cu care... Bun, la primul rând să ai o calitate, să asculți. La, da. Pe ei sau pe cei de la sindicat. Pe cei care știu. De cei exemplu, știu că sunteți și dirigente de poștă, da? Da, de fapt, așa. De bază deci, sunt dirigente de poștă, da. Deci, și-au fost știți, 20 de ani. Să mâncați pe pâine povestea asta, da, deși de câte îmi dau seama, da, chiar... Da, bine, acum am mai uitat eu dintre ele și nu mai sunt chiar la curând cu ele, dar am fost un diriginte și zic un diriginte bun, acum nu sunt cei mari și 20 de ani am fost diriginte de poștă. Da, mă rog, sigur că e vorba de a cunoaște management, este important pentru... Da. Și sunt și eu de părerea că fără nu neapărat să fii specialist, când în jurul tău sau angajați consilieri sau, mă rog, șef de servicii care așa sunt în meserie. Da, din câte îmi dau seama, l-ați condamnat pe domnul respectiv de dezinteres la un moment dat. Da. Mai puțin de, nu știu dacă și de incompetență, dar de dezinteres. De incompetență, clar, ce aș fi spus-o și în foarte multe discuții față în față, și în plen, și în particular, și tot timpul același discurs l-am avut vis-a-vis de domnia sa. Acum, nu știu, el este de domeniul trecutului, chiar nu cred că l-ar ajuta pe nimeni să-l facem praf acum. Da, acum. Da. E ok. Omul nu mai este, a plecat din sistem, nu mai are niciun fel de probleme cu noi cu poșta, dar era un tip de, au instalat în poștă un tip de management ăsta de tip bolșevic, de tip comunist de prin anii 50 din secolul trecut. Adică, vă dau un exemplu și o să vedeți de ce spun asta. Am participat anul trecut la un meeting, nu mai știu, în februarie 2013, un meeting la București. În anul 2013, un director general și-a permis să dispună, prin ordin, anchetarea disciplinară a tuturor celor care au participat la acel meeting. Noi am fost de dat, atunci am fost cu un pas înaintea lui și am dus la acel meeting doar oameni care erau în concediu de odihnă și în zile libere. El nu știu lucrul ăsta și a dispus anchetarea lor. Și fiecare dintre colegii noștri și-a spus, am fost în ziua mea liberă. Am fost în concediu de odihnă. Nu poți tu să-mi spui, director general, ce să fac eu în corect, ziua în mea liber. Liberă. Pe, corect, așa. Deci n-am afectat cu nimic. Ar fi vrut să ne bage pe gât pierderile companiei calculate pe zi de muncă. Multe avea el în cap atunci. Doar că fost un pic mai... și am dus oamenii doar din concediu și din zile libere. Și când s-au văzut așa, s-au blocat. Nu mai știu ce să zic. Dar nu asta e problema. Problema este cum poți în anul 2013, într-o țară membra Comunității Europene, să spui, domne, cercetează-l, sancționează-l pe ăla că și-o permis să-și exprime nemulțumirea. Da, corect. Lucru care este stabilit garantat de Constituție. Toate legile și de toate țările astea, până și țările din lumea, nu știu cât, teoretic, ai drepturile astea. Nu poți să faci așa ceva. Ei, omul plecat e ok, vorba da, despre morți numai bine, nu are, chiar nu are sens să discutăm. Problema este că și actual acum... O să ajungem și atunci, da. Facem o pauză comercială, publicitate, sigur, după care vom încerca să aflăm care au fost etapele în care s-au desfășurat protestele dumneavoastră până la ziua actuală. Publicitate. Așa, am venit în studio, după cum v-ați dat seama, l-am invitat pe domnul Florin Piețe, vicepreședinte al Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România. Am înțeles fenomenul dumneavoastră, cum funcționați, problemele care sunt și încerc să înțeleg mai departe formele noastre de protest. Ați, la nivel local, da, ați ieșit în fața prefecturii. Da? Da, am avut un calendar de acțiuni de protest stabilit foarte bine, foarte riguros, a fost anunțat, am început de fapt cu o conferință de presă în care ne-am anunțat declanșarea acțiunilor de protest, am anunțat calendarul acțiunilor de protest. Am, următoarea etapă a fost apariția la posturi de televiziune și în presa locală și centrală cu nemulțumirile noastre, a urmat apoi un pichet în fața prefecturii. În fața prefecturii? De ce?
în fața prefecturii, pentru că prefectura este cea care reprezintă guvernul în teritoriu și era normal să facem aceste acțiuni de protest în fața fiecărei prefecturi din fiecare oraș, reședință de județ, ca fiecare cei 40 sau câți prefecți ori fi, 41 ori fi, să transmită materialul către guvern, să atragă într-un fel atenția, bă, uite, și în județul meu se întâmplă, și în județul meu se întâmplă, nu e doar un caz izolat, doar în București sau doar în Cluj sau nu știu unde. În toate județele în țară s-au întâmplat astfel de acțiuni. Nu pot decât să apreciez prestația prefectului de Hunedoara, care a fost foarte prompt și i-a transmis materialele, ne-a trimis și nouă niște materiale referitor la lucrările respective, ne-a trimis și un punct de vedere al Guvernului României, deci a fost o colaborare bună pe linia asta. Din păcate, lucrurile noastre nu s-au putut rezolva și era normal să nu se poată rezolva la nivelul prefecturii. Apoi a fost o acțiune de protest, un mare meeting pe care l-am organizat în cursul lunii mai la București, ca o premieră în istoria post-decembristă din România. Am scos în stradă, noi am zis 4.500, presa au zis 3.500, undeva 3-4.000 de oameni, într-o zi de duminică, în Piața Victoriei în București. Am avut un meeting bun acolo. Urmarea acestui meeting am intrat în ochii tuturor, presa a fost acolo, televiziunea a fost centrală, a fost acolo, presa centrală a fost acolo. Și am început o rundă de negocieri conduse personal de către Ministrul Societății și Tehnologiei Informației, domnul Cotovelea, și sub directa lui, nu pot să-i spun domniei sale, pentru că nu am eu reținere, deci sub direct, ce o să vă spun, de ce? Sub directa lui îndrumare și coordonare, am avut niște negocieri vreo 2 sau 3 zile, încheiate într-un târziu la orele 1-2 din noapte, în urma cărora am ieșit de acolo cu un act adițional, cu un protocol, cu o minută, deci toate documentele oficiale care se încheie în astfel de situații, prin care ni se angaja directorul general, prin la intermedierea ministrului, se angaja să ne rezolve câteva din cerințele dintre nemulțumirile noastre. Spre surprinderea noastră am aflat că pe primul loc ca cerința noastră era demiterea directorului general. Asta era o cerință care venea de la sine. Adică omul e incapabil să facă, să rezolve, să aranjeze, să nu știu ce, era automat. Bun, dar să înțeleg că nu era... De ce pe primul loc? Pentru că așa au apărut într-un material, demiterea directorului Zmeanu și aia era, vezi, doamne, în ochii presei, multă, mă rog, a fost câteva. Și că mai respectat multe da, vorbe, da. 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 Sindicaliștii cer demisia, adevărat, da. Cer demisia, dar asta a venit ca și... Așa, da, un fapt necesar. De la sine, da, înțeles, necesar, dacă vreți, da. Pentru că omul nu-și făcuse treaba calmă. Bun, el era director de cât timp? Din 2012, de la schimbarea politică care a avut loc în domnul 2012, în iunie 2012. Negocierile s-au încheiat pentru noi într-un mod bun, adică am reușit să obținem acolo un act adițional la contractul colectiv de muncă, act înregistrat la Ministerul Muncii, la ITM, deci act care ar fi trebuit să producă efecte din punct de vedere legal, în ceea ce privește o majorare salarială de 150 de lei pentru fiecare salariat. Nici ăsta nu ar fi fost țelul nostru fundamental. Țelul nostru fundamental era ceea ce vă spuneam înainte. Să le dăm oamenilor ce le trebuie, oamenii să-și poată face treaba așa cum trebuie să-și o facă, să le asigurăm cele necesare activităților zilnice și abia după aia să putem să facem analiză, să vedem, bă, ăsta e bun, nu e bun, pe ăsta îl dăm afară sau nu îl dăm afară. Nu pot să dau oamenii afară pentru că eu nu sunt în stare să-i dau hârtie la imprimantă, nu pot să-i în stare să-i dau căldură în oficiu, nu sunt în stare să-i dau uniformă, nu pot să-l dau, să-l socotez vinovat pe poștaș, să-l dau afară pentru că merge cu gențile și cu plasele după ea. Bă, ați avut acces la cifrele de afaceri ale companiei? Sigur. Da, s-au discutat cu cifrele pe masă, da, s-au discutat, totul a fost din partea ministerului, au fost mulți specialiști, cred că erau vreo 20 de oameni de la minister în sală, secretar de stat, 2 miniștri au participat la negocieri, ministrul nostru și ministrul pentru dialog social, doamna Aurelia Cristea. Am stat, să spun, până la 1, la 2 noapte, în minister,
Noi, de parte, și administrația respectiv, conducerea companiei, directorul general, logistic, administrativ, financiar, economic, secretar de stat, președintele Consiliului de Administrație, reprezentantul AGA, reprezentantul în AGA, guvernului în AGA. Deci au fost cele mai importante persoane și cele mai în măsură să rezolve aceste probleme. Am ieșit de acolo cu acesta tradițional, care trebuia să facă, să producă efecte, cum vă spuneam, începând cu 1 septembrie. Din păcate... Din septembrie, peste două zile. Din păcate, una dintre de revendicările noastre, cea de a demisiei directorului general, s-a îndeplinit, nu prin demisia lui, ci prin demiterea de către guvern. Și culmea, a fost demis directorul general pentru că a semnat acest act adițional. Asta a fost motivul, da? Deși negocierile le-am purtat, așa, eram noi... Da, a fost demis de către ministrul de resort, da? Ministru. Care era șeful lui. Și a fost și ministrul. Dar ministrul a condus negocierile. Ministrul discuta cu noi, deci ministrul și-a dat haina jos, s-a pus-o pe scaun și zicea, bă, nu-i bine aici, nu se poate așa ceva. Scuzați-vă. Nu se poate. Deci au fost negocieri dure. Noi nu am făcut nimic. Conduse de ministru. Directorul general săracul de el nu a zis decât atât. Bă, nu pot. N-am bani, nu-mi pot permite. Uite, astea sunt cifrele. Dacă voi îmi găsiți soluția, eu vă majorez cât vreți voi. Dar nu pot. N-am bani. Aia economică, responsabil la compartimentul analiză și buget și din companie. Bă, astea sunt cifrele. Nu, astea sunt. Asta erau din cauza lui în mare parte, sigur. Clar că din cauza lui, fără discuție. Asta erau cifrele. Asta s-a scos în evidență. Sigur că da, sigur. Da. N-am spus tot ce am spus, ok. Ministrul, el o condus, era în capul mesei, el o conducea toate ostilitățile. Asta a fost acum două? În 19, 18, 19, 20 mai, acolo două, trei luni. Ok, s-au terminat negocierile, a doua zi în companie, urma să semneze directorul general actul adițional. Dimineața la 9 a venit în sala de ședință unde eram noi adunați și a zis, îmi pare rău, băieți, nu semnez actul. Păi, domnule, nu ți-a spus ministrul să nu semnez. Păi, ești nebun, dacă ministrul ți-a spus azi noapte la 1, domnule, mergeți, mâine dimineața semnăm actul și e ok și încheiem conflictul și nu știu ce. Pentru că au zis că suntem gentleman agreement, avem un gentleman agreement, asta era cuvântul pe care ministrul folosea de foarte multe ori, zicea, domnule, eu știu că în mediul meu o strângere de mână și un cuvânt dat este mai mult decât o semnătură. Era în Londra se întâmplă asta. Acolo lucrase omul, în Londra și de acolo venea. Da, corect. Pe cel bazat, pe acel gentleman agreement, am considerat că a doua zi trebuie redactat, nu mai avea nimeni nervi la două noapte să redacteze, să-l formuleze, să-l bibileze, să-l aranjez să dea bine în pagină și să fie și corect din punct de vedere. Vine doar dimineața, nu-l semnez. Păi de ce, domnule? Păi nu-l semnez, m-am tot gândit toată noaptea, nu pot, n-am de unde să vă dau banii, nu pot, deci eu dacă eu fac. Asta înseamnă că eu îmi tai mie singur cleacă de sub picioare. Deci eu am fost de cea mai bună credință, directorul general. L-am sunat pe ministru, domnul ministru, păi uite, gentleman agreement-ul nu funcționează. Nu funcționează. Ministrul a venit în companie și a dispus în mod expres lui și Consiliului de Administrație să semneze acest act. Seara, pe la ora 19, am plecat din companie cu actul adițional semnat. A doua zi dimineață ne-a dus la Ministerul Muncii, l-am înregistrat. Actul arată așa. Peste o săptămână, surpriză, ministrul demite pe directorul general, pe Zmeanu, pe toți membrii Consiliului de Administrație, cu excepția reprezentantului Fondului Proprietatea, care a votat împotriva acest act și-a zis și-a menținut poziția omul, pe toți ceilalți au demis ministru. De ce? Pentru că au semnat acest act în condițiile în care cifrele și realitatea economică nu permitea o majorare de salariu. După ce ministrul ne spunea seara dinainte, da, ne spunea, de-aia am zis că nu pot să-i spun domnia sa, asta este, pare rău, îmi cer scuze, dar asta este, ne spunea, domnilor, nu faceți probleme. Se semnează actul, vă luați banii. În situația în care nu se poate și ajungem în octombrie, când ar trebui să intre a doua tranșă din majorarea salarială, că am înțeles, am fost ok. Am zis, de la 1 septembrie le dăm 150 de lei la cei care au salariu până în minim pe economie, adică clasele mici de salarizare, așa e fire și normal. De la 1 octombrie intră cei care au de la clasa X la clasa Y, și iar au cât? Ceilalți? 150. Deci toată lumea prea 150, dacă suma împărțită în mai multe tranșe, ca să nu punem o presiune puternică în luna septembrie să-i omorâm
compania în luna septembrie. Ameș a luat-o pe 3 luni, iar cei care au salariile mai mari urma să primească abia la 1 decembrie. Deci când era deja finalul de an, când știai, când puteai face o rectificare, când se puteau face niște, niște mici artificii. Ca de obicei, că asta se întâmplă. Asta exact. Bani niște salvați din altă parte și putea fi... Ok. Ministrul ne asigura că el... Bun, asta 150 lei după aceea intra în plus pe lunar. Adică sigur, se mărea salariul și de acolo încolo mergea cu 150 lei. Era creștere de salarial, sigur. Ministrul ne asigura că el va depune toate eforturile și toate diligențele la guvern pentru ca în moment, la momentul respectiv, în octombrie-noiembrie, guvernul să aprobe o rectificare bugetară pe companie în care să se țină cont și de aceste sume, ca aceste sume să poată fi transferate pe fond de salarii. Dar aia nu e nicio problemă, aia eu vă promit că mă duc și încercăm să o rezolv, nu vă promit că o rezolv, dar cu siguranță o vom rezolva și deodată înțeles că este ok și că totul este bine. După o săptămână demită pe directorul general, pe tot Consiliul de Administrație, repet, cu excepția reprezentantului la fondul proprietatea, da? Tocmai pe acest motiv. Și ne solicită nouă întrevedere prin care ne spune nou director general, zice, mă băieți, îmi pare rău, dar am mandat în mod expres de la ministru să anulăm acel act adițional. Păi, de ce să-l anulăm? Păi, pentru că... Se mai poate anula? Nu este o acțiune unilaterală. Nu trebuie... Avea nevoie de acordul nostru, clar, de a veni la noi, uite, vă rog frumos, am mandat, asta este, îmi pare rău, știu că așa am bla 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 orile de rigoare, dar trebuie să fiți de acord să-l anulăm. Acum deja suntem sub conducerea noului... Noului director general, da. Care se numește... Alexandru Petrescu. Petrescu, da. Așa, care nu este un nou director general. Alexandru Petrescu era numărul 2, era mâna dreaptă al Uzmeanu, adică era director, de sigur, era adjunctul, unul dintre adjuncții lui Uzmeanu. Da, acum e nou manager. Este general. Nu ca, nu ca persoană în întreprindere, în instituție. Nu. Deci el știa, el... Nu, avea înțeles că... mai multe decât Uzmeanu. Sigur că da, sigur că da. La ai motivul, domnule, că l-a făcut prostii, că nu știu ce, domnule. Și tu n-ai fost acolo, lângă el. Cum îmi spui mie acum că Uzmeanu a făcut, a falsificat cifrele? Tu ai fost director logistic, l-a fost director operațional de economic, l-a fost director comercial, l-a fost director de rețea. Ați fost acolo, voi ăștia care sunteți acum, ați fost acolo cu Uzmeanu. Nu a făcut Uzmeanu de capul lui toate astea, că nu putea și să nu singur. Avea nevoie de semnături, nu putea să semneze pur și simplu director general. Avea nevoie de niște semnături, de niște referate, niște hârtii pe care să se bazeze deciziile lui ca director general. Voi ați fost acolo. Cum veniți acum și spuneți că o falsificat cifra? Și vine... schimbarea a fost în ce lună? În, la două săptămâni după... începutul lui iunie. Imediat după. Două, trei săptămâni după semnarea în 22 mai actul adițional, două, trei săptămâni, nu știu dacă a fost 3 săptămâni, schimbarea de director, surpriză. Acum, un alt element important în ăsta actul adițional este că, în urma meeting-ului nostru de la București, cu o săptămână înainte de a semna actul adițional, ministrul este pe post și se dă un porumbel foarte, foarte important și spune așa, fără să-l provoace nimeni, fără să solicite nimeni, fără să-l întrebe nimeni nimic. Compania merge bine, sunt mulțumit de activitatea directorului general Uzmeanu. Uzmeanu, încă. Deci sunt mulțumit de activitatea domnului Uzmeanu. Merge atât de bine încât am putea chiar acorda o majorare de salariu de 100 de lei brut per fiecare salariat. Deci el o zis-o cu gura lui. Și este declarație apărută în toată presa din România la momentul respectiv. Că toată lumea era ce se întâmplă la poștă, câteva zile după acțiunea de plătă. El scoate pe, o zis 200 de lei. Brut. Da. Pe asta ne-am dus și noi și ne-am făcut planul de negociere. Bă, dacă luați 200, înseamnă că are bani. Brut 200, dacă mai forțăm puțin, negociere. Asta înseamnă negociere, nu? Corect. Ne-am făcut niște calcule, ce înseamnă pentru fiecare om, cam ce s-ar simți la fiecare, cam câte pâini și-ar putea lua la în plus, cam câți litri de ulei ar fi în avantajul unui. Ne-am dus la negociere și am reușit acest act cu 150 de lei net, adică exact acei 200 brut pe care ziceam este. Deci el cu gura lui a spus înainte de a începe negocierile. Am dus la negocieri pe ceea ce spusese el cu zinei. Ieșind de la negocieri cu actul adițional, după o săptămână, două, îl schimbă pe Uzmeanu, pentru că a avut îndrăzneala să semneze acel act adițional, deși el a fost cel care a insistat și el l-a presat și el l-a forțat efectiv. Sigur că da. Și vine și ne solicită o întrevedere, sigur, noi ce am întrevedere și ne pare rău, știți, uite, actul ăla este ilegal. Păi de ce e ilegal? Pentru că și ne dă un material pe 6 pagini, prin care ne spune articolul, aliniatul, litera din ordonanța, din legea, din norma, din nu știu ce, pentru care acel act adițional este ilegal. Atunci, bineînțeles că
am întrebat chiar personalul pe ministru, domnul, pe directorul general, domnul director, în sala la negociere a fost acolo, cu și ei fusese în sala amândoi, și Petrescu și adjunct. Normal, toată trupa. Ați fost în sală, da, da. Ați fost doi miniștri în sală, da. A fost secretarul de stat, da. Subsecretarul de stat, da. Departament juridic, departament IT, 20 de specialiști de juridic, din minister. Ați fost tot stafful companiei, directorul juridic, directorul economic, directorul general, directorul de logistică, directorul comercial, toți ați fost în sala acolo și noi am fost 5-6 oameni de la sindicat și a zis că e ok. Și acum, după o săptămână, vii și îmi dai 6 pagini de ne-ok pentru actul ăla. Zic, cine a fost nebun? Cine a fost tâmpit? Noi sau voi? Când sunteți nebuni? Acum? Când îmi spuneți asta sau atunci când ați acceptat să semnăm la, deși știați că e ilegal? Că noi nu suntem specialiști pe juridic. Noi am obținut o chestie, un act adițional, am înregistrat la Ministerul Muncii și așteptăm ca acel act să producă efecte obligatorii. Sigur, da. Este legea. Este act adițional. Bun, am înțeles că nu ați primit numai această sesizare sau, mă rog, această scrisoare, sau cum se zice. Nu, astea sunt motivele pentru care acel act este ilegal. Bun. Da, prin asta nu se rezolvă problema. Nu, nu, nu. Au găsit și rezolvarea. Așa. Au deschis acțiunea în instanță și au solicitat anularea în instanță actului adițional pe aceste motive. Și vine cu un tupeu groaznic. Domnul director general este mai tupeist decât Zmeanu. E mai tânăr și mai școlit, dar are școli făcute pe dincolo. Specializat, da. A lucrat prin Anglia, a lucrat pe la instituții de-astea financiare, pe la Comisie Europene, pe la... Deci e foarte isteț. Acum nu glumesc, chiar e un tip foarte isteț. Da, și tupeul este pe măsură. Vine și ne face o scrisoare în care ne roagă să ne așezăm la masă și să încercăm să cădem de acord să anulăm acest act adițional, pentru că nu se poate și pentru că este ilegal și nu știu ce. Și la final zice, de altfel... am încheiat așa, să inițiem discuții în favoarea unui parcurs de negociere clar pe acele puncte care pot fi nu știu ce, și zice între reclamanta CNE Poșta Română și părâtasele pere. Deci în momentul în care vine cu scrisarea asta la noi, deja el introdusese acțiune în instanță și solicitase anularea acelui act adițional în instanță. Deci îl dădeam judecată și după aia vine să... Vine și ne cheamă la dialog. Ne invită la masă la dialog. Da. Niște termeni foarte amabili și foarte politicoși, deși cu o zi înainte fusese în instanță. Acum, acțiunea se derulează, este termen sfârșitul lunii septembrie pe fond la București și în același timp a obținut o ordonanță prezidențială, așa se cheamă, prin care se dispune anularea, amânarea efectelor acelui act adițional până la soluționarea cauzei pe fond. Acum am consultat și niște avocați și ne-au spus foarte clar că ordonanța prezidențială n-ar fi trebuit să fie dată de către acei judecători la acel nivel și că este cu totul altceva. Nu știu, asta deja sunt chestii de avocați. Sigur. Avem deja un avocat în București, o casă de avocați și vom merge în proces cu ei. Sperăm să-l câștigăm pentru că sper ca instanța care va decide să ne dea dreptate, pentru că v-am spus în prejurile care se vor. Dacă ne dă dreptate, avem hotărât să începem din nou acțiuni de protest, care se vor desfășura foarte curând și vom parcurge exact același traseu că l-am parcurs și în luna mai. Mi se pare interesant că la un moment dat ați fost nemulțumiți, vorbesc de sindicat, de conducerea sindicatului, nemulțumiți din cauza faptului că cei din conducerea Poștei, da, refuză să facă disponibilizări colective în urma cărora oamenilor ar primi salarii compensatorii. Deci, să înțeleg că ați gândit... Nu, nu. Înainte de a începe efectiv procesul de disponibilizare, de normare urma de disponibilizare, conducerea din momentul respectiv au venit cu o găselniță de asta de-a lor. Era foarte clar, ei în Bucen nu aveau bani, provizioane fost constituite pentru disponibilizare. Era clar, compania nu avea bani să plătească salariile compensatorii. Ok. Ordonanța 29 sub incidența care am intrat nu era încă în vigoare în momentul în care ei gândeau disponibilizarea, deci nu se puteau baza pe un ajutor din partea guvernului să plătească guvernul acele salarii compensatorii. Și atunci au venit cu o chestie foarte mărșavă și foarte, foarte, nu știu cum să-i spun acum. Bine gândită. Sau... Bine gândită, da, bine gândită, așa. Și au încercat să facă presiuni pe oameni să accepte să lucreze cu program diminuat de lucru, adică cu 4 ore sau cu 6 ore. Și și-au făcut eu socoteala așa, dacă am reușit să prostim vreo 12.000 de oameni să lucre cu 4 ore, că 6.000 de posturi și nu ne mai trebuie altceva, o disponibilizare de aia frumos, fără scandal, fără sindicate, fără strigăte, fără țipături și tot este ok.
Din păcate, acțiunea asta lor a mers până la nivel de județ și au fost foarte mulți șefi de oficii județene de poștă care chiar au mers în teritoriu și care chiar au făcut presiuni pe oameni să semneze și, din păcate, din nou, au fost mulți oameni care chiar au semnat astfel de acte. Și ăia lucrează și în zi de astăzi cu 4 ore. 4 ore. Și cu 6 ore. Deci noi le-am sfătuit la un moment, bă, nu semnați nimic, nu faceți. Fără semnătura voastră nu vă poate modifica în mod unilateral contractul individual de muncă. Da, asta este. Și... Bun, așteptăm atunci că suntem în finalul emisiunii. Așteptăm, deci, să vedem ce soluție vine din partea tribunalului, da? Da, sigur, sigur. Și ca să... Sigur, acum și cu termenul ăsta este puțin de faza de cala, dar mă rog, astea sunt termenul, da. Putem noi comenta. Urmând ca punct de această soluție, da să începem, acționați, da, clar, e clar, este clar că vom începe din nou acțiuni de protest pe forma celor din cursul anului trecut. Mai ales că se apropie alegerile. Probabil că asta e un suport... Este și asta, da, un avantaj pentru noi. Așa, da, nu știu, cu ei convine să-i facem deranj într-o lună de campanie electorală. Domnul Florin Cheție, vă mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit și sper să reușiți să câștigați, da, acea cauză. Și eu sper. Mai e cumva cât de cât... să zicem, o gură de oxigen înainte de privatizare. Probabil că se va face la un moment dat. Da, la un moment dat, clar, se va face, deși eșecul a fost, dar probabil că se va întâmpla și privatizare. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de Capital TV și vă dau întâlnire pentru mâine, pe mâine, la ora 16. Mulțumesc încă o dată, la revedere, numai bine!